În 2 zile a ajuns și coletul. Mi-a luat ceva timp să le desfac, dar arată foarte, foarte bine. Sănătate tuturor! E prima zi de primăvară și m-am hotărât să merg la cumpărături. Dar ce să credeți? Merg la cumpărături la 400 km de mine, la Banat. Dar mergem online și doar cu un singur click am să merg la cumpărături. Și am hotărât anul acesta să-mi cumpăr niște soiuri de pomi foarte, foarte buni și am găsit și câteva soiuri foarte rezistente la boli, care nu necesită tratamente. Haideți să vedem ce cumpărăm și după care am să filmez când ajunge coletul, să vedem cum arată pomii, arbuștii fructiferii și desigur rădăcinile lor, cât de bine sunt dezvoltate. Mai întâi vreau să comand arbuștii fructiferi. De fapt, am să adaug și un alun selecționat. Pentru că vreau să-mi adaug. Am să iau și un coacăz roșu. Că vreau mai de mult să-mi iau să-mi adaug. Și mai am ceva cu totul, totul special. Avem mur japonez. Am să adăugăm și pe acesta. Îl caut de mai mult timp. Spune că nu este pretențioasă față de sol. Crește până la o înălțime de 60 de centimetri. Nu foarte înaltă. Preferă zonele cu soare și semi-umbră tot. Este foarte rezistent la îngheț, boli și dăunători. Deci este planta perfectă pentru mine. Și am să mai iau 2 fire de zmeur roșu polca, una dintre cele mai bune soiuri. Eu am mai cumpărat acum un an, cred că anul trecut, dar din cauza cățelului, că i-a plăcut să stea exact unde am plantat acest zmeur, nu s-a dezvoltat. Deci am cumpărat acestea și haideți să luăm și pomii. Am să iau un măr pe care vă-l recomand, un soi foarte vechi din Rusia, Republica Moldova, care se scrie că nu necesită tratamente. Candy Sinap. Unul din puținele soiuri care foarte poate fi cultivat și fără tratamente chimice. Deci acesta este pomul meu perfect. Am să-l comand să vedem și cum arată. Vreau să iau și un păr. Tot așa am găsit un păr care părlămâi sau lămâiță. Soi foarte vechi, de origine sovietică, rar întâlnit în prezent. Este cu coacere timpurie la începutul lunii august. Foarte rezistent la boli. Deci este un pom vechi, rezistent la boli, exact ce îmi trebuie. Și am vrut să iau un alun roșu, în general am căutat, dar n-am găsit. Și am găsit un piersic roșu, piersic plat cu frunze roșii. Deci îl iau și pentru piersice și pentru culoarea frunzelor roșie. Un soi deosebit. Se coace la jumătatea lunii august. Deci este soiul perfect pe care am nevoie. Și ținând cont că este 8 martie de grabă, am să cumpăr și un trandafir. Nu orice trandafir, un trandafir de dulceață. Trandafir de dulceață. Acesta este un soi de trandafir foarte valoros. Deci îl adăugăm și pe acesta în coș. Cel mai bun soi de cireș românesc, care nu l-am găsit fizic la pepinierele care am fost și am să cumpăr de la această pepinieră. Boambe de cotnari, cel mai bun soi românesc. Fructele sunt mari, până la 10 grame și se coace în a doua jumătate a lunii iunie. Deci de mult vreau să iau acest soi de cireș. Eu mai am inimă de porumbel, kermesdor, dar mi-am dorit să am și acest cireș foarte, foarte bun și valoros.
Deci, cum vedeți, foarte simplu am fost la cumpărături. Tehnologia ne ajută foarte mult. Am comandat produsele și în 2 zile o să ajungă. E 125 de lei comanda mea și încă 25 de lei este transportul. Haideți să vedem cum arată produsele. În 2 zile a ajuns și coletul. Arată destul de bine, este împachetat foarte bine. Haideți să-l desfacem, să vedem ce avem. Mi-a luat ceva timp să le desfac, dar arată foarte, foarte bine. Pomii și arbuștii sunt dezvoltați foarte, foarte bine și au o rădăcină foarte, foarte bună. De exemplu, aici avem coacăzul. Vedeți ce rădăcină și de mare este. După care aici avem zmeura. Zmeura polca. Vedeți, tot are rădăcină, are muguri care de rod. Aici avem trandafirul. Uitați ce bine dezvoltat și ce rădăcină mare are. În continuare avem murul japonez. Are muguri care deja dau să crească și au o rădăcină foarte, foarte bună. Și avem și pomii, avem persicul roșu. Vedeți? Are muguri deja care dau și o rădăcină care a fost bine protejată și udă. În continuare avem și mărul, rezistent la boli, e bine dezvoltat și rădăcina tot așa arată foarte, foarte bine. Mi-e greu să-i desfac aici. Mai avem și părul, lămâie. Da, este foarte bine dezvoltat. Deci aici are așa. Așa și cel mai important, care tot îl caut de mult, bine, nu e cel mai important, dar cireșul babei de cotnari. Vedeți ce rădăcină aici dezvoltată. Și deja avem și coroana care deja e în formare. Niște pomi foarte, foarte frumoși. Foarte mulțumit pentru această achiziție. Vă recomand cu mare plăcere această pepinieră. Vedeți ce plante frumoase și sănătoase am primit. De ce mai am un alun, uitați-mi de el, un alun selecționat, care cu siguranță o să le plantez în grădină și o să ne bucurăm de aceste plante. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, vă doresc să vă plantați și voi plantele care vă doriți. Trebuie să vă grăbiți că de grabă începe anul vegetativ. Numai bine, sănătate!